Ramona Olaru nu oferă prea multe detalii despre bărbatul care a apărut în viața ei după despărțirea de logodnicul ei, Cătălin Cazacu. Ramona Olaru a transmis și un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la cadoul primit: fiecare vrea în față să fie la singular admirată și frumoasă floare albăne liliac, a scris Ramona Olaru. Ramona Olaru a postat în urmă cu câteva zile o fotografie în care ține în brațe un ursuleț mare de pluș de culoare roșie. Ai grijă ce-ți dorești, căci mereu se întâmplă. Băi, deci eu, de obicei, când zic în viața asta ai grijă ce-ți dorești sau vezi la ce te uiți și-ți place, că sigur ajunge la tine. Deci este cât mine. L-am admirat și acum a ajuns la mine în mașină, a spus asistenta TV. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.